Domnilor, aplauze puternice pentru următorul invitat special, George Ivașcu! E un actor pe care îl stimez foarte mult. Să-l avem aici invitat. Wow, mi s-a părut super tare că a acceptat provocarea asta. Da. Nu. Ba da, Mihai, ba da, era și timpul. O carieră impresionantă atât în domeniul de activitate actoricesc, cât director teatrului Metropolis. Ministrul Culturii a fost la un moment dat. Bună seara. Bună seara, domn profesor. Bună seara, domn profesor. Domn profesor George Ivașcu, înțeleg profesorului Mihai, un om deosebit, care a călcat pe scenă la umor. Nu știu, am simțit așa, cum se topește ăsta în dreapta, se transformă, se sensibilizează. M-am emoționat pentru că am simțit ca și cum ar fi venit cineva care mi este cumva parte din familie. Doamnelor și domnilor, vreau să vă spun că Mihai Bendeac este cel mai bun actor de comedie pe care îl cunosc. Atunci când se suie pe scenă, toată sala e fascinată. Chiar și eu învăț mereu de la felul în care își construiește personajele. Este poate cel mai mare geniu comic de la Charlie Chaplin încoace. Ia, iartă-mă, te rog, dar nu pot să citesc tâmpenia asta. Îmi permit să vorbesc cu dușul liber, mulțumesc mult. Am venit, printre altele, să vă spun că, da, eu l-am descoperit pe Mihai Bendeac. Dacă e cineva vinovat, eu sunt acela. Mi-amintesc când avea 11 ani, i-am spus, Mihai, închipuie-ți că vei fi un mare actor. Probabil că vorbele mele au contat atât de mult, încât și acum, după ani și ani de zile, el își închipuie că va fi un mare actor. Bine, mă, bine, mă! Mihai, mi-ai spus că nu ai jucat roluri importante în spectacole mari pentru că te știe lumea de la televizor. E bine, a vrut să-l întreb pe Ștefan Bănică despre situația asta, dar Ștefan era prea ocupat cu roluri mari în spectacole importante. Okay. Înțeleg, Mihai, că tu o admiri pe Alina Eremia. Da, e o fată frumoasă, talentată mai puțin, însă foarte curajoasă. Nu s-a gândit nicio secundă înainte să vină aici să se facă de râs. Alina, cred că pentru rolul din Pariu cu viața ar fi trebuit să iei un premiu. Măcar că ai reușit să te prefaci 4 sezoane că ai talent. Da, mă rog, pe cine nu admiră Mihai. A sărutat atâtea fete încât Justin Timberlake crede că de la Bendeac a luat boala sărutului. Eu am avut senzația pentru o clipă că emisiunea asta Ai Umor e făcută pentru ca să-i găsim nevastă lui Bendeac. Și eu. Da. Maestre. Cred că ai fi foarte bun la Insula Iubirii, ca ispită. Femeile sunt nebune după tine. Bine, și tu ești nebun după femei și înainte și după. Da, mă rog. Ăsta e Mihai. Mihai, iartă-mă, iertați-mă, poate că am vorbit foarte mult despre el, dar am vorbit cu mare dragoste. Fiind prieten cu familia lui, nu am de ales decât să-l iubesc. Trebuie să vă spun că părinții lui sunt niște oameni deosebiți, niște oameni amuzanți, așa l-au și făcut pe Mihai în glumă. De-aia Mihai e întotdeauna vesel. Dar să știți că în spatele unui om vesel se ascunde un om trist. În cazul lui Mihai e tot el. E chestiunea aia de bipolaritate. Bipolaritate, cum să vă dau eu un exemplu? Uite, Delia, ești foarte frumoasă. Pe bune, ești foarte frumoasă. Bine, dar acum oricine stă lângă Chelu pare așa. Eu am venit aici și din admirație pentru tine. Vreau să spun că ești un mare artist. De aceea vă rog să-l aplaudăm, pentru că în această seară nu va cânta. Poate l-ați auzit într-un concert live sau poate ați avut noroc că nu l-ați auzit.
Trebuie să vă spun că am avut foarte mari emoții când mi s-a spus că trebuie să țin acest roast. Da, pe urmă, când am văzut cine sunt prezentatorii, mi-am dat seama că nu există un standard. Șerban Copoț. Da. A terminat liceul de marină, e campion național la concursuri de ambarcațiuni și a devenit prezentator pentru că a avut senzația că le poate face pe toate. Șerban, datorită ție, acum oricine are senzația că poate face meseria asta. Asta, cu asta mă ocup eu cu senzațiile. Da, ce să spun, emisiunea Ai Umor e numai una, ceea ce descrie exact și numărul fanilor tăi. Ai mei? Da. Am un fan? Dan Bade. Ah. Sunt foarte mândru de Dan, pentru că și el mi-a fost student. Și pot să vă spun despre el că este un actor foarte serios, foarte conștiincios. Da, hai. Știe toate rolurile pe din afară. Așa. De aceea în fiecare dimineață mă sună la Teatrul Metropolis să mă întrebe dacă nu s-a îmbolnăvit cumva vreun actor. Bendeac, te rog eu, explică-i că asta n-are nicio legătură cu actoria. Până la urmă, cine poate să știe asta mai bine decât tine? Dragii mei, eu vă salut. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și mai ales cu tot respectul meu. Ce frumos! Domn profesor! E un om absolut minunat. Absolut minunat și sunt recunoscător pe viață. Și lui și lui Giolu Colcea, care mi-a fost profesor în facultate. Sunt recunoscător pe viață.